Mulțumesc, Dorin Marin, sunt directorul liceului teoretic Constantin Spătaru, instituție care a beneficiat de proiectul sporirea eficienței energetice al liceului teoretic Constantin Spătaru, proiect implementat cu suportul Uniunii Europene, un proiect în urma căruia 515 elevi și 36 de cadre didactice beneficiază acum de condiții foarte bune de studii, condiții care substanțial au îmbunătățit calitatea studiilor. Evident, aceste măsuri de eficiență energetică au adus la beneficii atât în plan financiar cât și în plan ecologic. Acest proiect a fost realizat grație investiției a peste 15 măsuri investiționale care au adus la o finalitate astfel încât liceul teoretic Constantin Spătaru a devenit o carte de vizită a orașului Leoba. Mă numesc Ana Maria și sunt elev la liceul teoretic Constantin Spătaru, orașul Leoba, clasa 9A. Datorită Uniunii Europene, în liceul Constantin Spătaru s-au modernizat foarte bine clasele. Acestea au contribuit la un mod mai eficient de învățare și la un mod de educare mai pozitivă. Mă numesc Carabet Sofia, sunt elev la liceul teoretic Constantin Spătaru, clasa 9A. Liceul nostru, după reparația, s-au modernizat tăblile, sunt mai performante, tăblile interactive. Copiii pot lucra mai ușor la tablă, sunt mai încăzuți în sine. Mă numesc Budureanu Gheorghe. Uniunea Europeană a ajutat mult liceul nostru. Eu nu am învățat înainte de reparație în liceu, dar am vizitat liceul și a fost în stare destul de agravată, iar după reparațiile care au fost făcute cu ajutorul Uniunii Europene, liceul arată într-o stare foarte superbă, condițiile sunt foarte bune, iarna este caldă, sunt venitic în liceul dat, am învățat în gimnaziul satul Sărata Nouă, iar majoritatea elevilor din liceu sunt venitici, ceea ce îi atrage aici este calitatea liceului care a fost creată cu ajutorul Uniunii Europene.